Un raport al Organizației Națiunilor Unite arată că până în 2030 lumea va genera peste 80 de milioane de tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice, cu 10 milioane de tone mai mult decât era prognozat. În prezent, populația planetei generează de 6 ori mai multe astfel de deșeuri decât se poate recicla eficient. Gândiți-vă că mai puțin de un sfert din aceste deșeuri, adică 22%, sunt colectate irresponsabil pentru reciclare, iar o reciclare slabă, nu doar că, iertați-mi expresia, ne îngroapă în gunoaie, dar ne și costă mult. Pentru că toate aparatele care ne fac viața ușoară, cum ar fi computerele, telefoanele mobile sau televizoarele de tip plasmă, au în componența lor materiale rare și foarte scumpe. Iar costul obținerilor se reflectă în costul final plătit de consumator. Cristian Pocol, președintele Asociației RESPODE, este alături de mine și îi spun bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Așadar, care sunt aceste materiale rare de care spuneam și cum pot ele să influențeze economiile mondiale? Care sunt cele mai frecvente deșeuri de acest tip? Toate deșeurile inteligente, de la telefon mobil, tabletă și până la toate componentele de autoturisme, sunt realizate cu metale rare, metale care sunt descoperite în ultimii 20-30 de ani, care reprezintă o categorie nouă din tabelul lui Mendeleev. Problema principală a acestor materiale este faptul că ele sunt disponibile în natură într-o cantitate limitată. Și în ce măsură sunt aceste deșeuri corect reciclate? Dacă ne uităm la cifrele pe care le-ați prezentat și dumneavoastră mai devreme, putem să ne dăm seama că doar 1% din total materiale rare care se găseau în deșeuri în anul 2021 au ajuns să fie extrase înapoi și reintroduse în circuitul de reciclare și de construcția unor echipamente electronice noi. În același timp, trebuie să spunem că pentru anul 2040, necesarul de astfel de materiale va crește de aproximativ 7 ori. Noi, în același an, 2021, am reușit să extragem din natură, prin mineritul clasic, undeva la 280.000 de tone de astfel de materiale. Ca să facem o paranteză aici, de 32 de ori mai multe materiale extrase față de anul 1950, ca să vedeți cât de mult a crescut necesarul și consumul din partea noastră. Iar aceste materiale sunt disponibile în natură, așa cum am spus. Trebuie să găsim o soluție pentru a crește volumul de astfel de materiale, pentru a putea să furnizăm echipamente electrice și electronice pe care ne le dorim cu toții. Dar această reciclare slabă este cumva o consecință a organizării deficitare a statelor sau este pur și simplu lipsa de cultură a consumatorului? Putem să începem cu volumul în creșterea echipamentelor electrice și electronice pe care îl utilizăm noi. Toate echipamentele utilizate de noi au început să devină electrice sau electronice, dar mai apoi trebuie să spunem că este o problemă și cu infrastructura de colectare. Nu numai în România, este o problemă la nivel internațional. Țintele impuse de legislația europeană sunt mult mai mari față de posibilitatea pe care o are sistemul de colectare a acestor deșeuri și nu în ultimul rând, într-adevăr, industria de reciclare, care a pierdut, să zicem, competiția cu creșterea volumului deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Investițiile într-o astfel de industrie sunt foarte mari. De multe ori, statele nu încurajează dezvoltarea unor astfel de industrie și atunci ajungem în această situație ca mai puțin de un sfert din deșeurile generate să ajungă să fie reciclate. Dacă am fi să punem problema consumatorului român, da? Ce pot eu să fac cu un aparat electric sau electrocasnic care nu mai funcționează, dacă nu pot să-l dau la buyback, să-l folosesc în sistemul acela, să primesc totuși niște bani pentru ca să-mi cumpăr un aparat nou, ce pot face? Sistemul buyback nu este un sistem care trebuie să funcționeze pe termen lung. El este făcut doar pentru a da un exemplu cetățenilor cum pot să menegerească astfel de deșeuri. Este important să gândim asupra impactului negativ al mediului unui astfel de deșeu și în același timp lipsa materialelor care sunt componente în acest deșeu, dar în același timp sunt greu de găsit în natură sau în cantități limitate. Din acest motiv, comportamentul consumatorului care are un astfel de deșeu, noi cu toții, trebuie să ne gândim să mergem în mod voluntar cu astfel de deșeuri într-un punct de colectare deșeuri de echipamente electrice și electronice. Este mult mai important ca acest deșeu să ajungă acolo decât pe marginea drumului, în păduri, sau chiar într-o groapă de gunoi de deșeuri menajere. Dar companiile care oferă sistemul acesta de buyback le reciclează aparatele pe care le preiau sau ajung tot pe marginea drumului? Nu. Este un lanț mai lung. Companiile care oferă acest sistem de buyback sunt parte dintr-un lanț logistic. Ele preiau aceste deșeuri de la toată populația, dar mai apoi sunt trimise prin sistemul unui firme de transport într-o fabrică de reciclare. Aceste deșeuri cu siguranță ajung în industria de reciclare.
acel 25% de care discutam că sunt reciclate corect, sunt reprezentate și de aceste deșeuri care intră în sistemul buyback. Celelalte, restul de 75%, sunt cele care ajung pe marginea drumului, în păduri sau în alte părți. Aceste materiale rare de care vorbeam, cum sunt ele reciclate astăzi? Prin ce metode? Aceste materiale rare sunt utilizate pentru funcții speciale. Un exemplu la îndemână pentru toată lumea este ecranul tactil de pe telefonul mobil sau de pe tabletă. Este un material numit indiu. Indiu care se găsește în acest telefon mobil într-o cantitate extrem de mică. El este mai întâi separat componenta ecran, care pleacă dintr-o fabrică, în următoarea fabrică care este specializată pe separarea materialului componente doar pe ecranul tactil, și mai apoi, într-un final, ajungem la extracția acestui material și rafinarea lui pentru a putea fi refolosit. Este un proces foarte complex, care necesită volume mari de deșeuri și, în același timp, sunt costuri foarte mari din punct de vedere energetic și din punct de vedere logistic. Există și riscul ca reciclarea acestor materiale să fie mai scumpă decât extragerea lor din natură? Reciclarea, da, cu siguranță este mai scumpă, dar impactul negativ asupra mediului este de 10 ori mai mic față de mineritul clasic. În acest motiv este de dorit, încă o dată, să scoatem aceste materiale din deșeuri și mai puțin din natură. În momentul de față, ce politici a implementat România ca să reducă deșeurile rare și dacă sunt respectate aceste politici? Legislația europeană este foarte activă în acest domeniu, atât în domeniul deșeurilor de echipamente electrice și electronice, cât și din punct de vedere materiale critice. Există o listă de astfel de materiale critice întocmită de Comunitatea Europeană, care este updatată la fiecare 3 ani de zile. Acum, de curând, au venit și cu o directivă specială pentru aceste materiale critice și se fac eforturi mari pentru ca aceste legislații europene să fie implementate și în legislația națională. Parte din ele sunt deja implementate. Încă se muncește la construcția unui sistem de colectare și reciclare a acestor astfel de materiale, dar multe dintre ele, mai ales cele speciale, rare, de care am discutat mai devreme, nu pot să fie rafinate la noi și sunt trimise spre fabrici din centrul sau vestul Europei. În opinia dumneavoastră, ce strategie ar trebui, ce alte strategii ar mai trebui România să implementeze, astfel încât politicile de reciclare să funcționeze așa cum ar trebui? Activitatea de conștientizare trebuie să fie din ce în ce mai activă, mai apoi să se lucreze la susținerea financiară a acestor sisteme, pentru că sunt costuri foarte mari, așa cum am spus și mai devreme, iar nu în ultimul rând să se susțină dezvoltarea industriei de reciclare. La noi este foarte puțin dezvoltată această industrie. Este o industrie care generează, pe lângă locuri de muncă, generează și taxe și impozite pentru stat și, în același timp, materiile prime pe care nu le mai găsim în natură. Uniunea Europeană a stabilit normele care consolidează dreptul la reparare. Legea se referă și la aparatele electrice și electronice. Va reduce această măsură cantitatea de deșeuri din zona Uniunii Europene și nu cumva va afecta economiile care obțin venituri considerabile din producerea de aparatură nouă? Da, repararea echipamentelor electrice este de dorit să se întâmple. Problema este că aceste echipamente trebuie să fie construite astfel încât să poată fi reparate. Ceea ce nu se întâmpla în urmă cu aproximativ 10 ani, dar în ultimii ani producătorii au agreat această metodă și au început să construiască echipamentele astfel încât să poată fi reparate. Ba mai mult, au început să pună la dispoziția centrelor de reparații scheme tehnice, piese de schimb și chiar să instruiască oamenii care lucrează în aceste centre. Da, într-adevăr, reparația este de dorit. Ea poate să prelungească perioada de utilizare a unui echipament și, în același timp, costurile de exploatare sunt mult mai mici. O ultimă întrebare. Sunt dispuși și românii în momentul de față să recicleze, să facă acest efort, da? Să se deplaseze, să meargă în locurile special amenajate? Avem această cultură? Da, trebuie să spunem că directiva europeană a fost implementată în România în anul 2007. Din acel moment și până azi, volumele colectate din România au crescut de aproximativ 7 ori. În același timp, trebuie să spunem că atenția tuturor cetățenilor la tot ce înseamnă problematica deșeurilor de echipamente electrice și electronice este în creștere. Mai special, diferite categorii de populație sunt interesate de aceste sisteme, iar noi, organizația noastră, punem la dispoziție echipamente pentru colectare a lor, echipamente care au rolul de a sta în casă pentru a ajuta oamenii să nu amestece deșeurile electrice cu deșeurile menajere și celelalte categorii de deșeuri care se generează în casă.
Acesta este încă un motiv pe care ne face să fim încrezători că vom avea o creștere în continuare a volumului deșeuri colectate, dar în același timp trebuie să venim și cu dezvoltarea industriei de reciclare. Cu siguranță. Domnule Pocol, vă mulțumesc pentru prezență și pentru toate aceste precizări.